Am revenit și vorbim despre lucruri ceva mai frumoase în cele ce urmează. Viziunea artistică se poate manifesta în multe domenii, important e să existe. Fie că vorbim de domeniile clasice ale artei, fie că vorbim despre, exemplu, flori. Meseria de florist necesită adesea să ai astfel de calități artistice. Ne va spune mai multe despre această meserie și cât de mult poate fi îmbunătățită cu puțină viziune între actor, designer floral, era să zic director. Designer floral. Bine te-am regăsit, așa este. Să știi că am o foarte mare emoție să vorbesc despre oamenii care lucrează cu flori. Mi-e foarte ușor să vorbesc despre designul floral, despre ce se întâmplă în spate, cum faci un concept de nuntă, e așa. Dar mă emoționează foarte tare când vine vorba despre oamenii care lucrează, pentru că meseria și misiunea celor care lucrează cu florile este foarte importantă, chiar dacă stă de multe ori acolo în spate. Când ne gândim la cele mai importante momente ale omului, pe parcursul din viața vieții, omului, exact, da, sunt întotdeauna sunt asociate cu aranjamente florale. De flori. Adică când ești mireasă și stai în fața altarului și ai doar preotul în față și buchetul de mireasă. Când te duci la aniversare, la fel, întâmpi în persoana respectivă și o celebrezi cu flori. E persoana care stă în spate, are foarte multă muncă de făcut, are foarte multă creativitate de împăturat acolo între flori. Și atunci asta spuneam, că am foarte mare emoții când vorbesc despre oamenii, de fapt, care lucrează cu flori. Meseria de florist este o meserie extraordinar de frumoasă, dar în spate se află foarte, foarte multă muncă. Încerc să-mi imaginez cât de mult e de lucru înaintea unui eveniment mare în care sunt foarte multe aranjamente. Aranjamentele acelea trebuie să se potrivească cu fiecare detaliu al evenimentului, să nu nici iasă în contrast, nici să nu fie prea invizibile, să nu fie remarcate, și atunci trebuie să găsim acolo locul potrivit și aranjamentul potrivit. Și da, pe lângă faptul că sunt foarte multe detalii, toate trebuie să le facem contratimp, pentru că florile fiind efemere le putem aranja cu 2 săptămâni înainte. Și atunci totul trebuie să fie foarte, foarte bine pus la punct în așa fel încât să iasă, să fie și creativ, cum spunea, adică să iasă și în evidență, să iasă din anonimat, pentru că un design floral poate să schimbe cu totul, cu totul ceea ce înseamnă o sală. Și în bine și în rău, depinde cum este făcut, da. Asta spuneam, este una dintre cele mai frumoase meserii din lume, pentru că servim oamenii cu ceva frumos. De asta este frumoasă. Pentru că suntem în fața oamenilor, suntem, de fapt, servim oamenii. Până la urmă, asta suntem noi ca și floriști. În cele mai importante momente ale vieții lor, fără să ieșim cu pancarda, noi suntem importanți, noi facem lucruri, noi avem importanță când e mireasă, când e mamă și așa mai departe. Stăm acolo în umbră și servim oamenii cu ce este mai frumos. Florile fac parte, așa cum ai spus și tu, din viața noastră, în fiecare moment, și la o aniversare, o zi de naștere, o naștere, o căsătorie. Câte evenimente? Sunt foarte multe evenimente în viața unui om care de obicei sunt însoțite de flori. Trebuie să ai o conexiune neapărat cu acest domeniu, dar și cu partea artistică, să spun, aprofundez domeniul artelor ca să știi cum să combini. E vorba de culori, e vorba de, nu știu, o să-mi spui tu, o să mă lămurești despre ce e vorba. Nu se poate face această meserie. Cel puțin asta este părerea mea. Eu spun adesea și cred în lucrul ăsta că floristica este un stil de viață. Fără o pasiune pentru acest domeniu nu o poți face, pentru că nu este o meserie pe care să o faci de la 9 la 5, ai închis ușa biroului după tine, te-ai întors acasă la familie. Nu este așa ceva. Inclusiv când mergi în concediu, dacă vezi o florărie, intri în florărie. Dacă vezi o plantă foarte interesantă, te gândești care este numele ei, cum poți să o aduci la tine și cum poți să o folosești. Dacă vezi o linie foarte interesantă a unei crengi, cu siguranță te gândești ce bine ar merge pe aranjamentul ăla cu florile alea. Deci nu se termină de la 9 la 5. Și ai închis ușa biroului, cum am spus, ai închis și gata, ai terminat. Pisiu, nu se termină. Deci este un stil de viață, pentru că orice ce vezi, ori cu ce intri în contact, transpui în munca ta. Și într-adevăr, sunt foarte multe cunoștințe pe care trebuie să le ai, de la cunoștințe tehnice, pentru că ce facem noi floriștii, într-adevăr, oferim o scenă pe care florile să aibă rolul principal. Dar cum facem lucrul ăsta? Pentru că florile, cum spuneam, sunt efemere. Și atunci noi, prin tot ceea ce facem, trebuie să prelungim viața florilor tăiate.
Pentru asta ne trebuie tehnici. Nu pentru că s-au trezit unii deștepți și au făcut tehnici de design floral ca să așa. Nu, doar ca să putem prelungi viața florilor cu atât mai mult. Și de asta este foarte importantă educația. Atât pe domeniul artistic, cum ai precizat foarte bine, cred că ai putea să fii o foarte bună floristică, că știi cam ce elemente trebuie acolo punctate. Este nevoie, de, într-adevăr, de educație și pe partea artistică, adică cromatică, texturi, tot ceea ce înseamnă partea de forme, linii, dinamism, spații negative, spații pozitive, dar și partea tehnică, adică cum tăiem o floare, cum o întreținem, cum o punem să arate bine lângă alte materiale, cum facem alte structuri ca floarea, într-adevăr, să iasă în evidență. Și sunt elemente care nu prea merg una fără cealaltă. Sau deci, sunt elemente care nu se potrivesc de multe ori. O, da. Am mai auzit și partea asta că merg toate cu toate. Nu cred neapărat în regulile acelea stricte și cred mai mult în partea de ghidaj. Adică avem ca și o bibliotecă plină cu cărți. Acele cărți sunt tehnicile de design floral, sunt informațiile pe care le avem, pe care tu decizi ca și designer florist care sunt astăzi cărțile cu care joc pe masă. Nu neapărat că astăzi de la 1 la 5 și fără 4 nu se poate. Trebuie neapărat, într-adevăr, să le cunoaștem pe toate, dar cum le jucăm este decizia și creativitatea care decide. Câte multă mână liberă îți lasă cei care îți solicită serviciile atunci când vine vorba de combinat, culori, flori, dimensiuni? Este de la caz la caz. Eu cred că depinde de abilitatea ta ca și expert, cum pui problema în fața clientului. În momentul în care reușești să surprinzi acel element din personalitatea clientului și să-l redai într-unul dintre designurile pe care le faci, cu siguranță clientul este dornic și acceptă ceea ce îi propui tu. Altfel este destul de greu, pentru că omul încearcă să se identifice, chiar dacă nu la nivel conștient, la nivel subconștient încearcă să se identifice cu ceea ce îi propui tu. Și atunci este foarte important să vezi personalitatea pentru a putea, într-adevăr, să faci un design care să zică, da, îl vreau, îl plătesc, haide să-l facem. Cu ce culori, cu ce materiale. Dar este un lucru de finețe. Noi, în partea asta de lume, avem oarecare flori, oarecare tipuri de flori, dar nu avem tot ce ne-ar plăcea să vedem în aranjamentele florale. Cum se face cu ele? De unde le aduci? Cum le aduci? Cum le transporti? Oh, florile sunt efemere. Cum se face acest lucru? Așa este. Noi avem încă noroc în zona asta de Europa și mai ales în Europa, pentru că cea mai mare bursă de flori este în Olanda, la Alsmer. Și atunci, între România și Olanda, este o zi și jumătate transport cu mașina de transport mare. Și atunci, pentru noi nu este atât de complicat. Să știi că este mai complicat în țările pe care noi le considerăm exotice, care au într-adevăr o varietate foarte frumoasă de flori și mare, dar le lipsesc foarte multe varietăți din ceea ce avem noi aici. Ei, și să le transporte din Olanda până în zona cealaltă, China, Japonia, Taiwan, Malaezia, este destul de greu, complicat și costisitor. Deci până la urmă noi aici, mai ales noi în România cu climatul nostru, chiar avem o arie foarte largă de jucării, le spun eu, adică varietăți de plante și flori cu care să putem să facem lucruri chiar impresionante. Ai punctat un lucru. Varietate de flori și plante. Unii ar avea tendință să se rezume a floarea trandafir, floarea cutare și omit alte detalii care pot să transforme un aranjament floral, alte plante. Natura este atât de darnică. Rolul nostru este să aducem mai aproape oamenii de natură. Ei, nu poți să faci lucrul ăsta doar excluzând floarea din tot ceea ce înseamnă cadrul natural. Ne gândim la tot ceea ce are, de exemplu, un copac. De la partea de rădăcini până la partea de scoarță, până la partea de crengi, frunze, care mai apoi ajungem la floare. Și atunci, noi, designerii floriști, asta facem. Creăm structuri vegetale. Asta nu înseamnă că excludem ceea ce înseamnă crengi, ceea ce înseamnă scoarță, orice ce înseamnă natural. Care e cel mai inedit element din natură pe care l-ai folosit la un aranjament floral pe care nu l-ai mai văzut la foarte multă lume, la foarte mulți designeri care să-l folosească, să-l utilizeze?
E un lucru la care m-am gândit din nou să-l mai pun în practică. L-am pus în practică doar o singură dată și a fost foarte interesant și reacția celor care au fost a fost foarte interesantă. A fost un design de masă pentru o cină gastronomică în care florile au fost puse într-o structură din crusta unor homari care a fost uscată și care ține foarte bine apa. Și care, bineînțeles, completa foarte bine ideea de gastronomie, de cină rafinată și așa mai departe. Asta a fost un element care face parte din lumea naturală, să spun așa, și avea foarte mare legătură și completa evenimentul respectiv, adică cina gastronomică. Există lucruri pe care nici de cum și nici în ruptul capului nu le-ai combinat un aranjament floral? Să știi că sunt foarte atentă la partea cromatică. Și nu neapărat spun niciodată. Știi cum este, că niciodată nu vei ști ce vei face și într-o zi te vei trezi că vei combina un albastru foarte tare cu un galben foarte tare și cu roșu, că vorbim și de tricolor imediat. Dar sunt foarte atentă la partea de culori. Deci nu prea merg cu culori foarte contrastante în același loc, în așa fel încât să sparg ochiul. Vorbim metaforic. Și atunci, la partea asta, sunt foarte atentă să văd exact ce combin, cum combin, care sunt dozele pe care le pun din punct de vedere cromatic. În schimb, ca și materiale, foarte mare creativitate, foarte mare plajă. Adică de la țev de cupru până la crustacee, până la ceară, lână, sârmă, pietre și așa mai departe. Ești foarte, foarte mare gama din care poți să alegi materialele pe care le folosești. Noi ne raportăm de obicei la lucruri clasice când vedem aranjamente florale. Am văzut acolo la un moment dat în imagini un coc special umplut de flori, făcut într-un anumit fel. Obișnuiești să aranjezi flori în genul acesta? Accesoriile, în coafuri? Accesoriile florale sunt extrem de feminine și mă bucur foarte tare de moda lansată de creatorii de modă pentru accesoriile florale naturale. Și de ce spun asta? Pentru că floarea este aparatul, să spun așa, aparatul reproducător și aparatul de seducție al plantelor. Exact, exprimă foarte mare feminitate. Bineînțeles, acesta este unul dintre rolurile și atribuțiile femeii. Și atunci nu pot să nu mă bucur când văd o femeie care este înfrumusețată de flori. Așa că oricând este vorba de accesorii florale, sunt acolo sus și I'm ready to go. Mă inspiră foarte mult ceea ce înseamnă partea de creație vestimentară. De acolo mi-au foarte multe elemente pe care după aceea le transform în accesorii florale prin elemente naturale. Unui designer florist, ce îi provoacă și cel mai tare îi provoacă o stare de neplăcere atunci când vede un aranjament floral? Asta este o chestiune personală și subiectivă. Dar bătăi de cap avem foarte multe ca și designer floriști. De la faptul că nu-ți vin florile sau nu-ți vin florile pe care le-ai comandat sau nu-ți vin florile la calitatea la care te-ai așteptat, până la clienți mai dificili, până la probleme tehnice pe care le poți întâmpina și având în vedere că lucrăm contratimp în ceea ce privește evenimentele, sunt foarte stresante acele momente și foarte pline de tensiune. Deci avem parte de adrenalină maximă în meseria asta. Dar sunt și momente foarte frumoase. Unul dintre momentele cele mai frumoase este când îți vezi clienții foarte, foarte fericiți cu ceea ce văd. Și asta uiți de toată noaptea nedormită, uiți de toate dificultățile și toate tensiunile pe care le-ai întâmpinat cu o zi înainte sau chiar în ziua respectivă. Și poate că și imaginea de ansamblu, când vezi o încăpere amenajată într-un anumit fel și împodobită cu acele flori, te face să uiți de toate nopțile nedormite și de stat și de migala aceea pentru a le pune pe fiecare la locul lor. Așa este, așa este. Este foarte mare satisfacție și diferența, de exemplu, între designerii floriști și arhitecți este că amândoi pornesc de la aceeași bază, au o idee, o schițează, o creionează, o pun pe hârtie, după care aleg materiale, se apucă de lucru. Arhitectul trebuie să-și vadă proiectul poate în ani de zile sau poate niciodată, pe când floristul și-l vede imediat.
și satisfacția este foarte mare, îți dă un impuls să mai continui, mai vrei acea hrană care ți-o dă în momentul în care îți vezi rezultatul. Este foarte frumos, vezi că oamenii apreciază ceea ce faci, te hrănește să faci mai departe și mai mult. Spuneai că există niște tehnici pe care le învață cu toții sau ar trebui să le învețe cu toții. Se întâmplă adesea să vezi un aranjament și nu să-ți dorești să-l reproduci, să-ți dorești să-l îmbunătățești. Da, da, asta cred că este din perspectiva mea în momentul în care trăinuiesc floriștii. Pentru că asta îmi consumă tot timpul și aici îmi investesc toată energia și resursele pentru a educa floriștii. Și văd într-adevăr multe care se pot îmbunătăți, dar ce mă bucură cel mai mult este că oamenii îndrăznesc. Pentru că nu poți să devii expert peste noapte. Foarte mulți vin la cursurile noastre și au foarte mult elan, mă bucur foarte mult de elanul pe care îl au și de energia pe care o au și la un moment dat se potignesc pe drum, tocmai pentru că se așteaptă ca imediat să știe tot ceea ce au văzut, să facă tot ceea ce văd pe internet sau în reviste, dar lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Trebuie foarte multă perseverență, trebuie foarte multă experiență și foarte multă practică. Și atunci mă bucur de elanul pe care îl au tinerii floriști, de perspectiva nouă pe care o au, pentru că până acum, ca și florist, acum 10 ani de zile, te gândeai doar la o simplă florărie, la o tanti care vinde niște flori, poate chiar la doamnele florărese din piață, și nu te gândeai la ceva care te poate fascina. În ziua de astăzi, având în vedere multitudinea de materiale cu care putem lucra și pe care le putem avea la dispoziție. Și faptul că s-au diversificat și gusturile oamenilor, pentru că dacă înainte ne mulțumeam cu un buchet de garoafe, era ok, flori frumoase, mulțumim. Acum deja avem și noi ochiul format, ne place să mai vedem și altceva mult mai divers, mult mai interesant, mult mai sofisticat. Exact, exact. Într-adevăr s-a rafinat și gustul clienților și bineînțeles și cunoștințele și oarecum ambiția, aș pune neapărat că ambiția floriștilor de a vrea să facă mai mult. Este foarte importantă legătura pe care o avem cu exteriorul. Și fiind o branșă destul de nișată, lucrurile sunt destul de acolo, închegate. Deci poți să afli oarecum informații și care îți sunt la îndemână. Mă refer mai ales la fotografii foarte multe pe internet sau reviste sau cărți. Și atunci îți dorești și tu ca și florist și eu vreau să fac asta și eu vreau să ajung acolo și eu vreau să fac asemenea aranjamente frumoase. Și atunci ambiția floriștilor a crescut foarte mult datorită deschiderii către nivelul altor floriști din străinătate. Acest domeniu e foarte interesant. Necesită creativitate. Mie dacă mi-ai pune niște flori și niște plante, nu știu dacă ar ieși. De fapt, nu știu. Sigur n-are și același lucru ca din mâna unui florist care știe exact ce să combine, cum să combine. De unde s-a întâmplat să îți dorești să-ți aduci dintr-un loc foarte îndepărtat o floare? Ai fost undeva în vacanță, ai văzut o plantă, o floare pe care ți-o doreai într-un aranjament și ai vrut neapărat să faci cumva să o aduci încoace? A fost o orhidee de dimensiuni foarte mici, care era crescută într-un mediu natural, deci era la ea acasă, nu era hibridizată, nu era într-o seră, nu era crescută într-un mediu controlat, ci era în mediu natural. Am văzut-o întâmplător, eram în Malaezia, în cadrul unui festival și într-adevăr mi-aș fi dorit să o aduc acasă. Dar era absolut imposibil. Nici condițiile de transport nu-mi permiteau lucrul ăsta, plus că zona respectivă sunt foarte restrictiv la ce intră în țara lor și ce iasă în țara lor din punct de vedere vegetal. Și atunci a fost absolut imposibil, dar într-adevăr, acel lucru mi-ar fi dorit să-l am. Pentru final, pentru că am ajuns la finalul discuției, ce ar trebui să știe cei care poate au oareunde într-un colțișor al minții această dorință, această pasiune, să nu au avut curajul să se apuce, să facă această meserie? Poate își doresc și n-au făcut pasul. De ce ar trebui să țină cont în momentul în care își doresc să facă pasul acesta? De foarte multă educație preliminară.
să înceapă oarecum în paralel. Nu să se arunce cu totul în a investi într-o afacere în care nu știu exact ce înseamnă acea afacere. Marea majoritate își deschid o florie sau o agenție de evenimente. Este foarte greu și te costă foarte mult timp, energie și resurse financiare să le înveți tu singur de pe parcurs și să dai cu capul de toate greșelile și să le înveți, să înveți din greșelile tale. Recomand celor care vor să intre în această industrie care este absolut minunată, dar cum spuneam, necesită și foarte multe eforturi, să se educe înainte, să afle cât mai mult posibil, să fie însetați de cunoaștere înainte să se apuce efectiv de afacere în domeniul ăsta. Andreea, îți mulțumim, am aflat mare și drag astăzi o poveste interesantă. Și ce înseamnă meseria de florist? E mult mai complicată și mai complexă decât poate ne-am fi imaginat noi înainte să avem această discuție cu Andreea. Îți mulțumim și te mai așteptăm și la alte emisiuni. Noi luăm un scurt moment de publicitate, după care revenim cu alți invitații.